Îi salutăm pe împătimiții șahului la întâlnirea săptămânală cu Sportul Minții. Sunt Bogdan Muzgoci și astăzi vă invit la o călătorie în lumea fascinantă a șahului. Emisiunea noastră se difuzează în fiecare sâmbătă de la 12:30 sau duminica în reluare de la 13:30. Astăzi vă propunem spre rezolvare o diagramă cu doar 9 piese. Alb, rege G2, damă E2, turn A6, nebun F1, cal F7. Negru, rege D5, damă C7, nebun E5 și pion D7. Enunțul problemei este albul mută și dă mat în două mutări. Vă invităm să ne trimiteți prima mutare din soluție pe adresa de e-mail shah@realitatea.net. Șahul este îndeajuns de fascinant pentru a-ți captiva întreaga existență, spune despre șah Hans Rey, mare maestru german și editorialist la numeroase periodice de șah. Duminică a avut loc a doua ediție a concursului caritabil de șah, organizată de Asociația Ajungem Mari în parteneriat cu Federația Română de Șah. Participanții au avut un scop comun, strângere de fonduri pentru activitățile copiilor din centrele de plasament în care activează voluntari ai Asociației Ajungem Mari. Duminică 4 noiembrie a avut loc în București concursul caritabil de șah Ajungem Mari, concurs la care 12 jucători s-au întrecut la șah și la fapte bune. Cei 12 participanți au strâns fonduri online pentru a ajuta copiii din centrele de plasament. Este a doua ediție a concursului, prima având loc în 2016. Concursul a fost organizat cu sprijinul Federației Române de Șah, iar arbitru a fost Constantin Ionescu, mare maestru și secretarul Federației Române de Șah. Fiecare șahist a jucat câte 11 partide cu toți ceilalți jucători. Unii au excelat la joc, alții au strâns donații, dar cel mai important este că s-au simțit cu toții foarte bine. În clasamentul final au contat atât punctele obținute în concurs prin partidele jucate, cât și cele obținute prin donații de la prietenii și colegii care i-au susținut și încurajat. Cei 12 jucători minunați au fost Andreea Bădrău, Alexandru Miron Gatej, Gabriel Stoica, Robert David, Robert Georgescu, Alexandru Vasile David, Alexandru Porumb, Andrei Mihai, Ionuț Marius Manea, Ștefan Chirițoiu, Vladimir Barbu și Florin Cristea. Podiumul a fost ocupat de Gabriel Stoica, locul 1, Alexandru Gatej, locul 2, Alexandru a participat și la prima ediție a concursului în 2016 și Alexandru Vasile David, locul 3. Ultimul mare maestru internațional a câștigat toate partidele, dar s-a clasat pe locul 3 deoarece primii doi au strâns și mai multe donații. Iarina, reprezentanta Asociației Ajungem Mari, a declarat: le mulțumim din suflet jucătorilor și tuturor celor care au donat. S-au strâns aproape 10.000 de lei, sumă ce va fi folosită în educația copiilor din centrele de plasament. Emisiunea Strategie în alb și negru, prin vocea Adeliei, mulțumește Federației Române de Șah, precum și sponsorilor, pentru organizarea și implicarea în acest eveniment caritabil. Urmează Delia Duca Iliescu, cea care vă prezintă, ca de obicei, noi provocări de pe tabla cu 64 de pătrate. Bine v-am regăsit, îi felicit și eu pe toți cei care au strâns donații pentru copiii din centrele de plasament și cred că a fost un eveniment extraordinar. Revenind la diagrama din ediția trecută, cheia problemei era una oarecum greu de găsit, pentru că îi permitea regelui negru să captureze acest pion. Dar am mai discutat despre mutări contraintuitive și în acest caz avem un astfel de exemplu. Pionul negrului a plecat de pe linia A7 și el se află, cum se spune, la transformare, adică nu poate să joace B3 în acest moment. Ar putea să joace B1 dacă regele negru ar juca de acolo. Iar punctul critic în această poziție ar fi acest câmp C2, astfel încât regele să nu poată să mute acolo. Dacă am încercat să dăm un șah la prima mutare cu dama, regele ar putea să ne captureze pionul, pentru că am plecat din A5 și nu îl mai apărăm. Și astfel, singura mutare prin care reușim să dăm mat în exact
două mutări este una mult mai subtilă. Chiar și mutarea rege D3, care pare să amenințe în acest caz un mat și piesele negrului sunt blocate, pionul nu poate să înainteze, dama neagră nu poate să mute decât în A2 și în acest caz ar bloca acel câmp și ar urma dama E1 mat. Totuși, negrul are o apărare după mutarea albului rege D3 și anume E4 șah. Cum spuneam, pionii negrului înaintează spre linia întâi. Și astfel nu reușim să dăm mat la următoarea. Trebuie să mutăm din rege și nu am îndeplinit enunțul problemei. Singura mutare cu care reușim să dăm mat în două mutări este nebun A4. Îi permite negrului să captureze acel pion, dar câștigă controlul asupra acestui câmp critic, câmpul C2. Așadar, încercarea de a controla acel câmp cu regele nu a fost bună, nu a fost suficientă pentru a câștiga în două mutări, dar după nebuna 4 vom vedea că la toate mutările negrului avem un mat. Și anume, dacă încearcă să captureze pionul cu dama, de data aceasta avem dama E1 mat pentru că nebunul controlează câmpul C2. Iar alte mutări din damă nu are, din pionul negru nu poate să joace. Celălalt pion E5 este blocat și mai are doar două posibilități de a juca din rege, fie să captureze pionul, fie să joace în C1. Dacă joacă rege C1, s-a depărtat de pionul A2 pe care putea să-l captureze înainte și astfel dama E1 dă mat. Iar dacă ne capturează pionul, avem un mat spectaculos, prin descoperire, șah de la damă, nebun C2. Controlăm și câmpul B1 de unde a plecat regele negru și câmpul B3 și este mat. Am văzut cum o mutare subtilă, nebun A4 și chiar contraintuitivă, a fost soluția acestei probleme de mat în două mutări și practic am învățat că atunci când avem un astfel de punct sau câmp critic, cum este C2, controlul său este mai important decât acest pion. Am sacrificat pionul din A2 pentru a controla acel câmp. Vă aștept și data viitoare cu alte probleme sau studii foarte interesante. Weekendul trecut a avut loc turneul de șah memorial Dan Gabriel Păsărelu, desfășurat la Palatul Parlamentului. Duminică 4 noiembrie 2018, în sala Clubului Parlamentarilor Ion Rațiu, a avut loc un eveniment șahist deosebit în memoria lui Dan Gabriel Păsărelu, maestru FIDE și antrenor, un bun organizator de competiții de șah, dintre care unele desfășurate atât la Parlament cât și la Palatul Cotroceni. ACS Comex București a dorit să-l comemoreze prin organizarea unui inedit concurs de șah rapid cu participare internațională. Concursul s-a încheiat cu victoria șahistului din Republica Moldova, Marius Abramciuc, maestru FIDE, urmat de sportivul nostru, Daniel Marțian, candidat de maestru, ambii cu câte 6 puncte. Locul 3 a fost ocupat de tânărul maestru internațional Mihnea Costache cu 5 puncte jumătate, iar locurile 4 și 5 au fost ocupate de Daniel Hristodorescu, maestru FIDE, cu 5 puncte, respectiv Vlad Tomescu, maestru internațional, cu 4 puncte jumătate. Locul 1 la feminin a fost ocupat de maestra națională Alexandra Dobre. Primul clasat la cei cu coeficient mai mic de 1880 de puncte a fost tânărul Marius Ignat, iar cel mai bine clasat junior sub 14 ani a fost Cristian Măinescu. La senior plus 50 de ani a fost premiat sportivul din Serbia Alexander Arangelovic, iar la 65 plus a fost premiat maestrul FIDE Ioan Gabriel Georgescu. Participantă la eveniment, Delia, gazda emisiunii Strategie în alb și negru, a transmis pe această cale sentimente de recunoștință față de cel care a fost Dan Păsărelu pentru rolul decisiv pe care l-a avut în dezvoltarea șahului românesc.
Dragi prieteni, emisiunea noastră se oprește astăzi aici, dar vă așteptăm și data viitoare pentru alte povești interesante din șah. Așteptăm desigur și comentariile dumneavoastră pe e-mail sau pe Facebook. Nu uitați întâlnirea noastră cu șahul. În fiecare weekend, noi vă așteptăm!